Și în acest an, absolvenții Facultății de Mecanică din Drobeta Turnu Severin vor susține examenul de licență și dizertație tot online. Comisia de evaluare va fi formată din profesori ai Universității din Craiova. La examen s-au înscris 60 de absolvenți ai cursurilor de licență și alți 60 de masteranți. În perioada 2-3 iulie, absolvenții Facultății de Mecanică din Drobeta Turnu Severin vor susține lucrările de licență și de dizertație tot online, la fel ca anul trecut. La Departamentul de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice au loc susținerea examenelor pentru lucrările de diplomă, respectiv de disertație, în cadrul specializărilor pe care le avem la licență, respectiv master. În desfășurarea acestui examen, studenții vor participa online, deci se vor desfășura toate susținerile strict online, unde ei vor încărca pe platformele pe care noi le punem la dispoziție lucrările și toate documentele aferente desfășurării în bune condiții a acestui examen, și examinarea se va face de către o comisie formată din 3 cadre didactice și un secretar de comisie, care vor nota corespunzător lucrările pe care aceștia le vor susține. Comisia de evaluare va fi formată din 4 profesori ai Universității din Craiova, care se vor asigura că niciun student nu va frauda examenul. Vineri, în data de 2 iulie, va avea loc examen de finalizare pentru ciclu de licență, pentru toate cele 3 specializări: Ingineria și Protecția Mediului în Industrie, Ingineria Economică Industrială și Navigație și Transport Maritim și Fluvial. Iar sâmbătă, în data de 3 iulie, vor avea loc examene de finalizare studii pentru specializări de la master, care sunt Ingineria și Managementul Calității, Managementul Sistemelor Logistice și Managementul Mediului și Energie Durabilă. Au fost făcute toate demersurile necesare. Examenele de finalizare a studiilor se vor desfășura și anul acesta în condiții online, datorită pandemiei de COVID-19. Au fost create clase online special pentru fiecare specializare în parte de la ambele cicluri de studii. Pentru susținerea examenelor, reprezentanții Facultății de Medicină au pregătit clase online speciale pentru buna desfășurare a examenelor.